Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Și a început deșteptarea. Cu știri internaționale, undeva în India, câțiva antreprenori foarte creativi au deschis o bancă falsă și au păcălit lumea timp de 10 zile la rând înainte să dispară, ceea ce mă face să observ că indienii mici copii la noi așa ceva ține de obicei an la rând. Hai, cum o să vorbești de India fără să dai Panjabi? Da, deci s-a întâmplat într-un mix din India, deci unde sătenii au fost realmente surprinși să descopere că cea mai mare bancă a țării și-a deschis o filială locală, după care a anunțat că vrea să angajeze localnici. Și mulți s-au hotărât să-și încerce norocul pentru o slujbă stabilă și bine plătită, cum ar fi, e aproape ca la stat, la bancă, la stat, e prea mare ca să dea faliment. Doar că potențialii angajatori au cerut mită ca să-l aranjeze un job, Zici că-s frații noștri. Da, mă, da. Cel puțin 6 candidați au decis că meritau, plătit ce trebuiau să plătească și sau au fost angajați. I-au dat împreună peste 14.000 de dolari mită sărmanii de ei într-un sat foarte, foarte sărac. Doar unul dintre ei a plătit aproape jumătate din această sumă. Vrea să e director. Da, ăla cred că a vizat direct postul de șef. Noi funcționari au venit la muncă aproape 2 săptămâni, au primit legitimații, asta i-a încurcat un pic, de ce nu primi legitimații, încă se tipăresc, li s-a explicat. Nu era nici prea multă muncă de făcut, adică la sediul respectiv era logo-ul băncii la intrare, erau niște birouri, scaune, erau niște computere, computerele erau legate la internet, înțeleg, dar atât. Adică nu aveau programele bancare necesare. Și au întrebat falsul manager, era și un manager acolo care a făcut angajarea și a luat șpăgile, le-a spus că încă nu sunt gata conexiunile cu serverele centrale. Și că se aștepte, dar urmează. Și până atunci să intre pe site-ul băncii și să citească procedurile, regulamente și să se familiarizeze cu noul lor loc de muncă. Și în fiecare zi, la ora 1, un clopoțel anunța pauza de masă, toată lumea lua pauză de masă, șeful nu se mai întorcea. El venea dimineața până la 10, stătea până la pauză de masă și după aia pleca ale lui. Băieții mai stăteau pe net, după aceea când se termina programul, plecau acasă, în esență fericiți. Adică dăseră șpagă, nici nu era mult de muncă, urma să... Într-o zi șeful n-a mai venit deloc. Și asta a fost, a mai trecut ceva timp. Și după aia a apărut poliția. Pentru că un client a apărut și a fost să nemulțumit că nu putea să facă nimic la banca respectivă și a sunat să facă o reclamație. Și așa toată povestea s-a aflat. Poliția a informat proaspeții angajați că totul fusese o escrocherie. Escrocheria modest altfel, adică te-ai fi așteptat să dezvolte mai mult, având în vedere investiția, că totuși butafuria aia a costat niște bani și ce-am apucat să adune... De unde să fii? Norocul lor cu ăla, că avea bani strânși, ăla de vrea să fie șef. Bă, asta îmi pare rău. E o escrocherie care mi se pare că a adus profit mai bun. Are o rată de profit... Randament. Un randament mai bun decât povestea cu aia care au furat șinele din unde erau ei, că nu mai știu în ce județ erau, prin România. Deci aia săracii, aia cărau 7 tone de șine cu cârcă, au închiriat buldog, excavatoare, motostivuitoare, mașini, transport. Acolo e de muncă, nene. Și tot prejudiciul era de 15.000 de lei, dacă mai ții minte. Da, da, da. Deci cu totul 3.000 de euro. Asta practic a luat un spațiu, a pus niște birouri, cine știe de unde, niște computere în India, cine știe de unde le-o fi luat și pe alea, și a încasat 14.000 de euro șpagă și s-a dus câteva zile pe acolo până la pauza de masă, când el la pauza de masă pleca. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.